Salut, săgetători! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 29 august 4 septembrie. O săptămână în care încă simțiți luna nouă din fecioară. Dacă ați observat, poate, sau ați vizionat, dacă nu puteți să vizionați, runele și sfatul tarotului pentru această lună nouă în fecioară și, de asemenea, horoscopul, care este cel al săptămânii 20 până în 28, 22, 23, 28. Luna nouă a fost în 27 și aveți tarotul și runele. Haideți să vedem această săptămână ce va aduce vouă. Începe toamna, începe activitățile. Schimbăm anotimpul. Un prinț de cupe. Poate să reprezinte și tendința să cheltuiți foarte mult în această săptămână sau poate să reprezinte o relație pe care o aveți cu o persoană cu ascendentul sau zodia în pești, un bărbat tânăr, dar un fel de curtezan. O persoană care călătorește, se distrează, caută să aibă atmosferă plăcută, să se simtă bine și nu se uită la bani. Voi. Voi vreți să fiți magicieni. Vreți să creați acea imagine, să creați ceea ce vă doriți voi, să vă atingeți scopul. Noi vă spune că magicianul face ce face și el își atinge scopul. Scopul magicianului, în primul rând, este acela să ne cam păcălească ceea ce vedem. Așa și voi. Vreți să vă atingeți scopul și veți reuși. Vă folosiți toată energia, vitalitatea, comunicarea, relațiile, creativitatea, gândirea, ideile, dar nu uitați și de bagheta magică. Ea vă este de ajutor să faceți legătura între cer și pământ și, bineînțeles, fără limită. Totul este fără limită. Observați această arcană, totuși această carte are acele culori vesele, nu? Soarele, la fel cum este și Neptunul. Și aici și aici sunteți plini de speranță, de hotărâre, dar aici știți ce faceți. Aici sunteți capabili să manipulați situații, persoane, deci țineți controlul. Voi dețineți controlul, nu ceilalți. Voi dețineți controlul, fiindcă este căzut pe personalitatea voastră, pe voi. În schimb, în creativitate, în fericire, în ceea ce va aduce vouă fericire, sunteți voi, săgetători. Prințul de bâte reprezintă un bărbat tânăr, un bărbat care călătorește mult, aduce vești și este și o persoană pasională, fiind o zodie de foc, o persoană care arată dragoste, arată înțelepciune, arată înțelegere sau voi privind prin Jupiter, dar privind și prin Chiron, care este în berbec acum, tot într-o zodie de foc și am putea spune că vă influențează destul de mult, adică este un moment în care trebuie să vă și vindecați, poate, o suferință, fiindcă aici nu arată neapărat o fericire. Puteți primi o veste care să vă aducă o bucurie, dar această veste voi o dați. În
cunoaștere, în dorința de a cunoaște, de a călători, voi vreți să vă luați o șansă. Este acea șansă a omului. Omul care vrea neapărat să facă ceva în viață, nu este pregătit pentru ce vrea să facă, dar va face totul din inimă, cu inimă curată. Și va spera la bunăvoința cerului. Priviți spre cer, ochii voștri este la cer. De la cer așteptați ajutorul. În partea aceasta, magicianul nu așteaptă de la cer. La cer, decât ridică mâna și a făcut legătura, este ca un paratrăznet. Dar aici voi nu priviți și așteptați. Și nu observați prăpastia din fața voastră. Deci, mare atenție la ceea ce vreți să faceți. Ceea ce vreți să începeți, legat de cunoaștere, legat de călătorii. În resurse, resursele voastre se blochează într-o regină de bâte. Este o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină în leu. O femeie care își arată puterea. O femeie care vrea să strălucească, vrea să dețină ea controlul. Dacă sunteți bărbat, s-ar putea să dorească să vă aibă sub în puterea ei. Dacă sunteți femei, s-ar putea să vă, să zicem, să aveți o rivală, să vă contrați, să aveți o rivalitate, să aveți o luptă. Legată de resurse, de bunurile materiale, în ceea ce privește dorința voastră de la locul de muncă, aveți un rege de spade. Am putea spune de un bărbat, un bărbat care este foarte exigent, un bărbat care aplică legea. Putem vorbi de un polițist, un procuror sau un avocat, un judecător, cineva care vă aduce la cunoștință ceva legat de locul de muncă, vă impune niște reguli sau poate fi legat de sănătate, să fie tot la fel o persoană care impune, cere să faceți ceva legat de sănătate, atunci vorbim de un medic. Deci, trebuie să fiți destul de atenți cu această persoană, fiindcă ea este foarte mentală, foarte rece, nu puteți discuta de sentimente sau să aveți înțelegeri cu această persoană. Ea aplică clar legalitatea, regulile care trebuie să le respectați. În carieră, un 10 de spade arată o situație dificilă. O viață grea în carieră, este totul foarte greu. Nu puteți să vă obțineți ceea ce vă doriți și am putea spune chiar aveți persoane care vă dușmănesc, persoane care vă creează probleme. Sunteți doborâți la pământ în ceea ce privește cariera, menirea voastră. Sunteți doborâți la pământ. În schimb, legat de comunicare, s-ar putea să comunicați cu persoane foarte generoase. Persoane care sunt din anturajul vostru, poate vorbim despre sori, frate, verișoare sau chiar vecini. O persoană care își dă seama că aveți nevoie de o încurajare și poate să vă încurajeze cu ceva bani sau poate chiar să arate că își dorește să vă susțină, să vă ajute și vă oferă o șansă. Voi, la rândul vostru, sunteți generoși cu ceilalți. Într-un contract, într-o asociere sau un proces, vă descurcați destul de greu cu banii, am putea spune că arătați celorlalți și vă descurcați greu, dar arătați că totuși puteți să mergeți mai departe cu sacrificii. Și toată lumea observă că strângeți cureaua, deci nu mai faceți aceleași cheltuieli, nu sunteți mai reținut în ceea ce privește banii. În
ceea ce privește relația, în relațiile voastre cu prieteni, cu protector, cu asociație profesională, aveți foarte mult de muncit. Arătați că munciți, sunteți preocupați de această muncă, vă doriți noutăți, vă doriți călătorii, vă doriți ceva, o schimbare în această relație, dar ceilalți cumva profită de munca voastră, am putea spune, de prieteni, de protectori. În familie, dreptatea. Așa. O săptămână foarte activă, o săptămână în care voi vă doriți în familie, în cămin, să vi se facă dreptate. Ați dori această balanță cu spada sau poate să reprezintă relația voastră cu o persoană feminină din familie, o balanță care poate să vă susțină, poate să vă aducă dreptate sau vă doriți această dreptate chiar și într-un proces, am putea spune, sau nedreptatea unui proces. Dar cert este că trebuie să vă gândiți atât la judecata divină, cât și la judecata oamenilor. Judecata oamenilor are anumite legi, judecata divină, dreptatea și adevărul etern. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, aveți Marea Preoteasă. Marea Preoteasă aduce într-adevăr schimbare, transformare, ea are cunoașterea, are dorința de a afla secrete. Poate să fie o femeie cu ascendentul zodia sau luna plină în rac sau în scorpion, o femeie capabilă să vă afle secretele, o femeie care își arată această dorință de a afla secretele voastre. Trebuie să fiți atenți să nu vă puneți secretele la dispoziția ei. Dacă puteți, aflați voi un secret și atunci aveți într-adevăr o reușită. În schimb, karma voastră, sacrificiul vostru este stagnarea, turnul. Am putea spune că ați clădit ceva, ați muncit ceva în viață, fiindcă este karma, este destinul vostru. Dar ce ați construit este pe nisipuri mișcătoare. Am putea spune că această fulgere a lui Marte vă luminează, veți vedea adevărul și atunci veți lua o decizie. Puteți să reconstruiți totul, dar să faceți totul fără greșeli, fără imprudențe. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.